Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritm ce combină structura secvențială, alternativă și repetitivă cu test inițial și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran prima cifră a numărului dat, precedată de un mesaj informativ. De exemplu, dacă n egal cu 0 atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul prima cifră a numărului 0 este 0, iar dacă e egal cu 1234, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul prima cifră a numărului 1234 este 1. În programul principal se declară variabilele întregi n și copie. Se citește o valoare în variabila n cu ajutorul instrucțiunii sin. Aceasta este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila n. În variabila copie se reține valoarea inițială a variabilei n și se trece la eliminarea treptată a ultimelor cifre corespunzătoare valorii variabilei copie. Se utilizează instrucțiunea repetitivă cu test inițial while. Cât timp valoarea variabilei copie are mai mult de o cifră, se elimină ultima cifră a acesteia cu ajutorul instrucțiunii copie egal cu copie slash 10. Cu ajutorul instrucțiunii cout se afișează pe ecran mesajul prima cifră a numărului, urmat de afișarea valorii variabilei n și a valorii variabilei copie, care reține prima cifră a numărului n. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește valoarea 0, atunci pe ecran se afișează mesajul prima cifră a numărului 0 este 0, iar dacă pentru n se citește valoarea 1234, mesajul este prima cifră a numărului 1234 este 1. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran suma cifrelor pare și produsul cifrelor impare corespunzătoare numărului dat. Programul va afișa pe ecran mesaje corespunzătoare situațiilor în care numărul nu conține cifre pare sau impare. Dacă n egal cu 135, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează, pe primul rând, numărul nu conține cifre pare și pe rândul următor, produsul cifrelor impare este 15. Dacă n egal cu 242, atunci pe ecran se afișează mesajul suma cifrelor pare este 8 și pe rândul următor mesajul numărul nu conține cifre impare. Iar dacă n egal cu 123, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează, pe primul rând, mesajul suma cifrelor pare este 2 și pe rândul următor, produsul cifrelor impare este 3. În programul principal se declară variabila întreagă n și variabilele întregi s și p care primesc la inițializare valoarea -1. Se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii sin o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare. Cu ajutorul instrucțiunii if se verifică dacă valoarea variabilei n este 0, caz în care se rezolvă situația particulară și se afișează cu ajutorul instrucțiunii cout mesajul suma cifrelor pare este 0 și pe rândul următor,
mesajul numărul nu conține valori impare. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se utilizează structura repetitivă while, prin care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n, reținută în variabila uc, este o cifră pară. În cazul în care ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră pară, se verifică dacă este prima cifră pară întâlnită în componența numărului n, caz în care valoarea variabilei s este minus 1 și se modifică, fiind acum egală cu valoarea variabilei uc. În cazul în care au mai fost identificate și alte cifre pare în componența numărului n, atunci se mărește valoarea variabilei s cu valoarea variabilei uc. Se procedează similar la modificarea variabilei p în cazul în care ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră impară. Se elimină din n cifra analizată și se reia verificarea cât timp valoarea variabilei n este diferită de 0. La finalul programului se tratează toate situațiile posibile. Când numărul inițial conține numai valori impare, caz în care valoarea variabilei s este minus 1, sau când numărul inițial conține numai valori pare, caz în care valoarea variabilei p este minus 1, sau când numărul inițial conține ambele tipuri de cifre, și pare și impare. Dacă de la tastatură în variabila n se citește valoarea 0, mesajul afișat va fi: suma cifrelor pare este 0 și numărul nu conține cifre impare. Dacă n egal cu 135, mesajele afișate sunt: numărul nu conține cifre pare, produsul cifrelor impare este 15. La o nouă execuție, dacă valoarea variabilei n este 242, mesajele sunt: suma cifrelor pare este 8 și numărul nu conține cifre impare. Iar la o altă execuție, dacă numărul n este egal cu 123, mesajele afișate sunt: suma cifrelor pare este 2 și produsul cifrelor impare este 3. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre, n mai mare decât 9, și afișează pe ecran suma primelor două cifre corespunzătoare numărului dat. De exemplu, dacă valoarea variabilei n este egală cu 12345, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 3. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme.